astăzi am venit la Târgu Portocalelor, în Telde, așa se cheamă orașul aici în Gran Canaria. Și o să vă arăt, să vedeți, aici portocale, nu știu, am mâncat portocale, dar așa bune ca aici, nu? Să vedem ce putem vedea astăzi pe aici. Ne-au dat să mă rupesc pâine cu marmeladă de portocale, e super bună. Abuela. No, no, la señora. Oh, artesanie. No, n-am mai văzut ciorap ca la noi. Uite, vezi, se vede că aici e un pic mai frig, zona de nordul insulei. Ce ce face lumea? Ciorap de lână. Sabe cómo son, ¿no? No, aici, potco, vei. Fluiere. Toate făcute. De mână. Aici, acolo, ce sunt fel de grible. Aici, aici îmi plătesc pele pălării. De mână. Ce fain e zbistele astea. Vedeți, oamenii ăștia fac praștie. Vedeți că praștie este peste tot. Ia ce-a făcut aici. Uite ce au, un fel de, păi ăsta parcă e de ăla cu care plantam ceapa. Uite, un fel de seceră. Seceră și tot felul de ustensile. Ia uite, un fel de sapă, amică. Aici biserica. Și uitați ce frumusețe au aici. Așa fac în miniatură, ca și cum ar fi satul, un sat de aici, poate chiar satul ăsta, care e aici, Telde. Căsuțe. Așa amenajează în fiecare an de Crăciun. Se cheamă Belen. Aici sunt un fel de sport care de-a lor specific aici se cheamă batucada. Să bat cu bețele astea. Acolo se pregătește formația. Cântă foarte frumos. Iau cea aici. Înghețată de portocale. Și ce faină chestia asta de ciocolată. Începe să vedem ce au aici. Băi, cojete aia, avocate. Și avocate. Lămâi. Avocado. Wow, ia uite ce avocado mari. Ce mari sunt. Ia uitați cât are avocado. Un kilogram 400. Un kilogram 400 are avocado ăsta. Mamă, ce bine arată toate. Mandanii, pinele sunt mai mici, dar așa gustau, doamne, nu vă puteți închipui. Mango. Manga.